Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un scurt filmuleț în care vreau să vă prezint Mailbox. Mailbox este o soluție oferită, o altă soluție de mail oferită pentru a gestiona mai bine e-mail-urile. Așa cum vedeți în ecranul de deschidere, motoul lor este să-ți pui mail-ul la locul lui. Bun, pentru a folosi acest program, trebuie să faceți o rezervare. Eu am în momentul de față o rezervare, dar pentru a vedea care este linia de așteptare, o să dăm click pe a face o rezervare. Și scrie că sunteți pe drumul... Sunteți pe drumul pentru a obține noul inbox și că sunt 813.000 de persoane înaintea ta și 6 persoane după tine. Adică 6 persoane care practic au accesat, acordarea acestui număr de ordine după mine. Și după cum vedeți, în timp ce discutăm, practic, la fiecare 2-3 secunde mai scade câte un număr. Deci, practic, cei care erau înaintea voastră au primit deja un cod. Bun. O să reintru în program și o să introduc codul pe care l-am primit. Se pare că, pentru că am ales că nu am un cod de rezervare, nu o mai lasă să resetez pe iPhone și ca urmare am instalat pe iPad Mailbox și o să folosesc numărul de rezervare pe care l-am primit pe SMS de la ei. Și acum îmi spune, bine ați venit la Mailbox, adăugați un cont Gmail. Odată ce am introdus datele de acces, intrăm în Google Accounts. Ni se oferă opțiuni referitoare la recovery și așa mai departe. Pentru moment nu ne interesează. Salvăm și continuăm. Mailbox solicită permisiunea să vizualizeze și să gestioneze e-mailul dumneavoastră, să vizualizeze adresa de mail și așa mai departe. Ok. Am terminat. Și acum ne se spune că sunt 5 zone în Mailbox și trebuie să, nu știu cum să zic, swipe messages ca să ne mutăm între ele. Ok. Get started. Swipe right to archive. Puteți accesa arhiva din bara de navigație și în toate mail-urile în folderul toate mail-urile din Gmail. Următor. Long swiped right to trash. Ca să ștergem
Ok. Nu-mi dau seama care e diferența între primul și al doilea. Swipe left for later. Și, practic, pot să am în citirea mesajului this evening. Și poate fi găsit într-un folder denumit later. Și swipe left to lists. Folosirea etichetele numără, practic, numărul total al conversațiilor, al mesajelor necitite. Haideți să mergem la mailbox. Și să ne jucăm cu... Iată... căsuța principală, pentru mai târziu, liste, arhive, gunoi și trimis. Bun, hai să vedem... Deci, practic, trecându-l până la jumătate, l-am verificat. Apare verificat și apare aici în arhivă. După care, dacă merg până la capăt, îl șterge. Și ar trebui să apară în trash. Iată-l. Dacă trag dreapta, pentru mâine. Later. Apare aici. Mergem înapoi în mailbox. Ofertă specială. Să creăm o nouă listă și să scriem neimportant. Ok, și acum mai adăugăm ceva neimportant. Practic, ăsta putem să-l ștergem, ăsta putem să-l ștergem, ăsta putem să-l ștergem. Toate aceste mesaje se găsesc aici în trash, acum. Evident, comportarea folderului de mesaje șterse cred că trebuie făcută undeva în setări, să nu se șteargă după o zi sau eu știu dacă vreți să reveniți. Din setări se pot edita listele, mesajele, se poate defini programul zilnic. Preferințe, referitoare la sincronizare, notificări pentru mesaje noi, pentru mesaje amânate pe mai târziu și setări referitoare la numărul mesajelor, la contorul de mesaje. Setări, cred că atunci și practic viața între ghilimele sau durata de păstrare a mesajelor în folderul de mesaje șterse se stabilește după server. Nu știu, e o chestie pe care va trebui să o analizați voi și pentru care să vă faceți singur setările. Cam aceasta a fost, prieteni. Vă mulțumesc că v-ați uitat la filmuleț. Sper că v-a fost de folos. Și dacă vreți să vă înregistrați pentru mailbox, aveți circa 800.000 de persoane înaintea voastră. Cel puțin astăzi, când editez eu acest filmuleț. Vă mulțumesc că v-ați uitat, prieteni, și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!